25 cei cinci karateca legitimați la clubul sportiv Heian Deva, care au participat la competiția internațională din Serbia, au urcat pe podiumul de premiere la categoria de vârstă la care au concurat. Unii dintre ei au obținut chiar și câte două medalii. Astfel, sportivii pregătiți de Marius Biji și Oana Tomiuc au obținut șase clasări pe locul întâi și alte două pe locul trei. Alexia Voicu a urcat de două ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Cata, la categoriile de vârstă 4-6 ani și 6-7 ani. Andra Daniliuc a fost cea mai bună la Cata și Toriu Senior. Tot pe cea mai înaltă treaptă a podiumului au urcat și puștii Mihai Alexandrescu Perț și Mihai Martinescu ambi la Cata, respectiv Victor Cutaba, la Cumite, care a și luat medalia de bronz la Cata, categoria 10-11 ani. La MP Cup Subotica au participat 1650 de sportivi de la 95 de cluburi de karate din 8 țări, respectiv România, Slovacia, Ungaria, Rusia, Polonia, Macedonia, Serbia și Bosnia-Herzegovina.